Dragi doamne și domnișoare, mă bucur că ați dat invitației noastre de a participa astăzi la acest eveniment. Primăria Ruginoasa, împreună cu Centrul Cultural al Comunei Ruginoasa, a organizat acest eveniment artistic de muzică folk, care să marcheze Ziua Femeii, care să marcheze venirea primăverii, care să marcheze Luna Mărțișorului. Acum am posibilitatea și bucuria de a vă felicita pentru această zi, Ziua Femeii, și totodată de a vă înmâna un mărțișor, o floare, și să vă urez cu acest eveniment un la mulți ani, dragi femei, la mulți ani de Ziua Femeii. Bună seara, vă urez și eu și vreau să vă mulțumesc pentru prezența atât de numeroasă. Țin să mulțumesc și domnului primar, domnilor consilieri și nu în ultimul rând artiștilor care ne vor încânta în seara aceasta. Aș vrea să invit în scenă Asociația Culturală Eu Cred, reprezentată prin domnul Marius Coșerariul, în primul rând. Dați-mi palme! Ia, continuă! Elena Ropotoaia. Și Cosmin Caia. Ulterior urmează și domnul Ion Stoian. Vă urez vizionare plăcută, o să fiu un moment de neuitat, sunt convins. Trebuia să ții scris că ai avut emoții, trebuia să tragi aer în piept, așa. Da, așa e. Nu, exact cum spuneam mai devreme, nu toți pot fi buni comunicatori, dar ne învățăm pe parcurs. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru oportunitatea de a mă întoarce acasă, că până la urmă Ruginoasa este și casa mea, sau jumătate din mine este casa mea aici. Sigur, vă spuneam că am în sală deja, sunt trei fiine ai mei, o am pe mătușa mea dragă, pe tante Anica. Să te ridici, tante Anica, să te vadă lumea, să aibă de... Este singura soră pe care mai are în viață, sora tatei, tatălui meu. Sigur, am alături de mine pe cei trei magnifici. Încep cu doamna preoteasă Elena Ropotoaia, Matei Mihailă și Cosmin Caia. Cosmin Caia, care este unul bun la toate, cântă la mai multe instrumente. Ne-am enervat un pic la început că nu mergeau treburile cum ne-am fi dorit, un pic de microfonie, dar una peste alta sperăm să rezulte un eveniment frumos și, de ce nu, este un început și viitorul ar trebui să sune bine și sigur putem să săltăm ceva pentru că o țară sau un neam se ridică de aici de jos, de la sate. Noi dăm mână cu mână și ajungem acolo unde ar trebui să așteptăm, nu să așteptăm ca cineva să vină să ne facă, noi trebuie să fim cei care ne ridicăm singuri. Bun, o să începem cu o priceasnă frumoasă și mi-aș dori să o cântăm împreună. Să nu vă fie frică, puteți cânta cu noi, sunt sigur că o să vă placă această priceasnă pe care o cântați de altfel și la biserică. Da, fiind Ziua Femeii, cea mai importantă femeie, cine este? Este mama, sigur, dar mai presus de mama este Maica Domnului. Motiv pentru care o să-i cântăm măicuței noastre dragi un cântec frumos. Să ne asculți de-a
Turma și păstorul.
Să-mi revin și eu. Da, un cântec emoționant și sigur, fiind atât de emoționant, nici eu nu pot să mă abțin. Este foarte important că avem toți lacrimi în ochi. Asta este de bine. Lacrimi de bucurie. Bun, o să chem în fața dumneavoastră un tânăr minunat al asociației noastre. Matei Mihail are vreo 15 ani, este elev al Liceului de Informatică din Piatra Neamț. Îi dăm o chitară și o să vă încânte cu câteva, cu două cântece frumoase. Puteți să-l aplaudați pentru că merită. Bună seara, bine v-am găsit. Pentru început voi interpreta Noapte de unul singur, versul de Adrian Păunescu, muzica de Emeric Imre. Și tăcere.
continuare voi interpreta Iubirea de lut de Tatiana Seva. Și dumneavoastră să fiți mai dezinvolți, mai până la urmă muzica folk este muzica care interacționează, deci muzica în cadrul căreia artistul interacționează cu publicul. Este o comuniune de aia frumoasă. Așa că bucurați-vă de această zi frumoasă și fiți voi înșivă. Mai avem un tânăr frumos, Cosmin Caia de la Bicazul Andelean, 14 ani, încă elev la școala generală. Hai, Cosmin! Dați-i și lui Caia. Așa cum a prezentat Marius, mă numesc Caia Cosmin Gabriel, am 14 ani. El a spus că învăț la școală generală. El la Matei a spus și liceu.
Ai uitat să spui școala gimnazială Regina Maria, în caz. Bine, bine. Acum trebuie să vă interpreta Muntele de Merichimre, versul Adrian Păunescu. Iubita mea ți-a cumpărat un munte. Am fost la târg, dar nu l-am luat pe bani. Are păduri și râuri și o punte, în vârstă de un milion de ani. Ți l-am adus în brațe până la toată. E minunat și piatra lui e grea. O mersul l-a bunat, cu mult se toartă. Dar unde ai să-l pui, iubita mea? Din marele bazar cu amănunte, plătim cu viața tot ce scump era. Iubita mea ți-a cumpărat un munte, păcat că nu se încapă în lumea ta. Ce munte minunat, un munte straniu, cu porci mistreți ce cântul corugir. Iar în adânc sunt straturi de uraniu, și-a dat pe el puțin un chilipir. Iubita mea ți-a cumpărat un munte, să faci cu el ce știi și ce nu-i vrea. Eu mă retrag în peșteri muribunde, când ce-am uitat să-ți mai șoptești ceva. Am dat pe acest munte viața mea. Se numește În ochii tăi. Versurile sunt al lui subsemnatul. Muzica aia mă. Sper să vă plăcă. În ochii tăi e cer senin, e locul unde vreau să stau. Să-mi oglindesc trecul venit, lumina dragostei să-l beau. Se nasc în ochii tăi cei vii, lumii scăldate în parfum, și vise în nopțile târzii, ce moșii se prefac în scrum. În ochii tăi s-a prins scântei, portate spre abis, care miros a flori de tei, călătorind din vis în vis. În ochii tăi s-a prins scântei, de vânt portate spre abis, care miros a flori de tei, călătorind din vis în vis. Cântec tandru de amor, cântat cumva la un pian, când te-am văzut întâmplător. În ochii tăi simt că trăiesc, și cred în ochii tăi de azur, chiar dacă nu crezi, eu te iubesc, și-aș fi în stare să ții fur. În ochii tăi s-a prins scântei, de vânt purtate spre abis, care miros a flori de tăi, călătorind din vis în vis. În ochii tăi s-a prins scântei, de vânt purtate spre abis, care miros a flori de tăi, călătorind din vis în vis. Haideți și voi un refren.
Mai vrei sau? Eu sunt subsemnat, cum mai duc mai devreme. Dar, de altfel, ca toți copiii pe care avem la asociația, eu cred, pentru cine nu știe, sigur, prin asociația noastră trec vreo 70-80 de copii, avem o grămadă de colaborări cu școlile generale din județ, adică plecăm de la Grințiești, de undeva de la granița cu Harghita, Bicazu, Ardelean, Tașca, Pângăraț, Piatra Neamț, Roznov și Redu mai nou, da? Ce facem noi? Asta facem. Învățăm copiii să cânte. În primul rând le punem chitara în brațe. După care ieșim cu ei, căutăm câte 2-3 mai răsăriți. Azi am adus pe cei doi, dar să știți că avem și pe alții. Îi mai rotim așa. Îi scoatem la lumină, cum se spune. Așa ar trebui să facem toți. Prin astfel de activități să ieșim la lumină. Spuneam mai devreme de mai nou avem un grup sau urmează să se formeze un grup și la Radio. Îl chem alături de mine pe Ionu Stoian. Dați-i și lui palme, că o să vedeți că îi merită. Dați-i palme, că eu încă dată am venit să-i dau tu. Amen. Mai da. El instruiește vreo... Câți ai Ionuț la Roznov? Vreo 25. Nu? Undeva 25-30 de copii la Roznov și urmează să mai formeze un grup la Radio. Ușor, ușor ajungem, aprindem lumina, cum spuneam eu odată într-o poezie. Împreună aprindem lumina. Eu nu stoia. Mulțumesc, domnule, ales cu Radio. Ați văzut cât de frumos a vorbit despre el? Că doar nasă cu unul în Derbedeu, normal că trebuie să vorbească în România. De firul lui. Da. Când am auzit că trebuie să venim la Ruginoasa, am zis da, am pus un rețele în mașină și azi mi-am dat seama că de fapt nu am venit la Iaz, am venit la cântare. Da, am petrecut chiar și nopți întregi pe Iaz la Ruginoasa, nu știu dacă se numește altfel, dar eu când veneam acolo la pod, coboram jos și mă duceam la Iaz. Și am și prins pește, mulțumesc foarte mult. Nu știu cine administrează acolo, dar a fost frumos. Deci drumul ăsta îl făceam dimineața, noaptea, când voiam să plec, plecam de acasă și veneam la pescuit. Astăzi am venit tot așa la pescuit de suflete, de inim și sper să vă placă, să pescuiesc poate și un zâmbet și o lacrimă. Eu sunt Ionu Stoian și trebuie să fie și oaia neagră, nu? Din echipa asta frumoasă și o să încerc cu un cântec așa, mai bazliu, să zic așa. Ca un exercițiu, să ne mai dezmorțim frunțele, da? Și apropo, la Iaz, chiar dacă nu prindeai pește, îi trăgeau broaște din alții, țestoase și tot te distrai. La Mariu mie, asta-i tot, și vin asupra mea alții. Sub pe-o altă cele got, crescuind rezervații. Sub pe-o altă cele got, crescuind rezervații. Hai, lin, hai, lă, ciunda pâtică dacă tu. Dacă toplă-l vălică, dacă toplă-l vălică, dacă toplă-l vălică, dacă cinda pătică, dacă toplă-l vălică, 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 foarte bine, continuăm cu strofa 2. Aici pe refren, la limbie, fiind ziua, sigur că majoritatea sunt femeile, dacă erau bărbații sigur știau refren. N-am vrut să
să spun de ce am ales piesa asta, dar a spus domnul Marius. Atâtea au fost în acești ani, de care nu știu boabă. Acum crescută-s pentru banii la moși într-o tarabă. Acum crescută-s pentru banii la moși într-o tarabă. Refren. Hai, Lin! Hai, Lin! Ciunda putică dacă... Ciunda putică dacă... Părălincă dacă... Părălincă dacă... Stafia morții nu-mi dăghesc, nu știu de mult ai coasă. Sunt broasca țes, rioasa. Hai, Lin, hai, Lon, ciunda putică dacă tot. Că nici eu nu știam referul așa bine acasă. Dar mai deja au văzut cum am însuat. Am venit la gata. Am spus am venit-o, dar nu trebuia să spun la microfon am venit-o, trebuia să spun am pus-o. Bun, și o să luăm ca și o piesă de dragoste, bineînțeles. Că a fost 24 februarie, 14 februarie, de când m-am văzut rare stupitoare. Da. Și se numește De ce nu-mi vii, pe versuri de Mihai Eminescu. De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? Târzie, Doamne, e acum să scoți.
Mulțumesc! Sigur, aplauzele sunt pentru Mihai Eminescu Bănescu. Încă o piesă frumoasă, tot așa hazlie, ca să mai dăm una caldă, una rece. Se numește Coboiunelul și tot așa o să vedeți că e un refren foarte frumos. Poate să mă ajute și domnul Marius Coșelariu, îl invit aici lângă mine. Poftiți, poftiți. Poftiți domnul subsemnat. S-o pună de-o ghidușie. Voia să-mi prindă pe față de dur un indian sălbatic și obscur. Dar indianul nu se temea, stătea în cort, bea rachiu și fuma. Și juca table cu calul lui sur, frate de cruce cu față de dur. Și cum cântau? Cântau așa. La la la. La la la. La la la. La la la. Coboiunelul mergea prin pustiu, nebărbierit, murdar și bocciu. Calul lui negru îl înjură încet. Ce era mulți mă plim prin deșert, mă? În timpul ăsta, în cortul de piele, durul și calul cântă manele. Începe măcelul. Cine de aici mai ascultă manele, precis va muri de mâinile mele. Și dacă și cântă manele, vă jur, cam să-l omor ca pe față de... Mai cântă o piesă, una singură. Și după aia o să invit pe colegii mei și dragii mei și prietenii mei, domnul Marius Coșelariu și doamna Elena Ropotoaia. Aplauze pentru ei! Una așa de dragoste o să vă cânt. Tradusă în limba română, Focul vânat, de Serghei Esenin. Focul vânat, e gonit de vânt, rănile-a uitat,
lăsați să mă mai doară. De iubire întâia oară când la scandal renunț întâia oară. De iubire întâia oară când la scandal renunț întâia oară. Am fost crâng, părăginit pe loc, la femei și vodcă damnă vală. Nu mai place azi să beau, să joc, să pierd viața fără socoteală. Nu mai place azi să beau, să joc, să pierd viața fără socoteală. Tu mergi jingle și tu surâsul meu, dacă ai ști cu inima în pustie, cum poate iubi un derbedeu și cât poate de supus să fie. Cum poate iubi un derbedeu și cât poate de supus să fie. Cârciumile le-aș uita pe veci, n-aș mai ști nici versul ce înseamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și adoptă ca floare cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și adoptă ca floare cea de toamnă. Eu am fost Ionuț Stoian, mulțumesc! Stay.
vorbea drumeții pe la hanuri, vorbea drumeții pe la hanuri. Mulțumesc, Ionuț! Doamna Elena! Doamna Elena Robotoaia este o întâmplare frumoasă. Este o femeie deosebită, în primul rând. Mamă, soție, preoteasă, cadru didactic, are toate Domnul calități. Foarte imprevizibil, deci nu știu ce vreau să zic. Eram la hotelul Ceatru Dău, la Piatra Neamță, am fost invitați acolo, culmea este de un... Povestesc? S-ar putea să-l știți, era el, domnul a fost ofițer la Roman, ofițer de cercetări penale, Stroia, Constantin Stroia. Posibil să-l cunoaște. Deci la pensie, domnul respectiv este baptist, pentecostal, nu mai știu ce... Deci am fost invitat la lansarea unei cărți. Cu carte de-a lor, nu știu ce. Am zis că accept invitația pentru că, na, vorba aia, am fost și colegi și nu ar fi corect să nu accept invitația. Și bineînțeles că am spus doamnei preotese, doamnă, uitați așa, așa, mergem, dar să nu spui cumva că îți preotească. Când am intrat pe scenă, primul cuvânt am spus, sunt eu împreună cu doamna preoteasă Elena Robotoaia. Și am accentuat acolo că soțul dumneavoastră este preot ortodox. Erau toți pocăiți acolo, vă dați seama, că dar nu îndrăzi nimeni să spună nimic. Nu că aș avea ceva cu... Nu. Ne-am dus tot din respect față de ei, pentru că, până la urmă, avem unul și același Dumnezeu, nu? Începem cu un cântec pe care l-am scris înainte de a începe operațiunea militară specială din Ucraina. Poate că mâine. De fapt, la început a fost o poezie, prin care am vrut să spun că ar trebui să ne bucurăm astăzi, pentru că mâine nu știu ce ar fi. Și după, la scurt timp, a început nenorocirea în Ucraina, toate că mâine. Pierde părinte, așa că haide-n fi.
haide fiecare să facem azi un legământ, să ne unim cu micul mare în noapte bune și în